Bucurie mare de pe capul copiilor de ziua lor. După 2 luni de carantină, grădina zoologică și-a redeschis astăzi ușile, iar de faptul că regimul de autoizolare nu a trecut degeaba, vizitatorii s-au convins de cum au intrat. Au apărut noi animale, iar unele dintre cele pe care le știați deja au trecut la casă nouă. Timpul ploios și mohorât nici de cum nu i-a putut ține în casă pe părinți și copii. Mai cu seamă în această zi specială. Astfel, chiar de la primele ore de la deschiderea grădinii zoologice, zeci de familii s-au înarmat cu umbrele și au ieșit împreună cu cei mici ca să admire animalele. În contextul Zilei Internaționale a Copiilor, minorii au avut acces gratuit pe teritoriu. Mi-a părut interesant lupii, leul, maimuțele acolo și urs. Am văzut un crocodil foarte drăguț. Ședea înțepenit, să zic așa. Am văzut papagalii foarte colorați și foarte frumoși. Am văzut diferite păsări, maimuțe. Mie cel mai mult mi-au plăcut animăluțele cele foarte mici, drăguțe, maimuțele, care se jucau cu o umbrelă. Și mi-a plăcut leul care stătea fudul. Bucuroși că unde își duce copiii au fost și părinții. Primul motiv cred că am venit aici deoarece astăzi este prima zi că te cunosc să redeschizi zooparcul. Este aer liber și este binevenit și pentru copii deoarece totuși de ziua copiilor. Când am intrat aici este și gratis. Încă o mai mare bucurie. Ne plimbăm cu copiii. Suntem bucuroși. Suntem bucuroși. De foarte frumos, chiar au aranjat. Asta e bucurie pentru copii. Copiii erau foarte bucuroși să vadă că noi, adică să știe că noi venim la grădina zoologică, nu i-a oprit nici ploaia. Pe perioada pandemiei, grădina zoologică s-a mai modernizat, iar haita de lupi și urși bruni și-a schimbat casa. Cine a venit pe aici? Cine a pus? Ai și ursula, hai să vedem. Una dintre veștile bune este că urșii Mașa și Varciun au trecut la casă nouă. Dacă până acum aceștia trăiau în cuști mici, acum ei se pot bucura de o pădure proprie ce se întinde pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați. De asemenea, pentru ei a fost creat și un lac artificial unde cresc pești. Pentru lucrările de reconstrucție și amenajare, din bugetul primăriei s-au alocat aproximativ 8 milioane de lei. 7,9 milioane de lei este investiție nu doar pentru voliere, dar pentru tot ce a fost reorganizat în incinta grădinii zoologice. Ori au fost foarte multe, începând cu drumurile de acces, volierele, alte instalații care au fost realizate. Și eu cred că e un lucru foarte frumos și foarte bun, foarte necesar, pentru că acele voliere care erau până acum nu corespundeau standardelor, spre mare regret, trebuie să o spun și o spun deschis, mai mult arăta închisoare decât oportunitate pentru vizitatori. Și se făcea jale și milă atât de animalele acestea, cât și însăși de condițiile în care erau dezlocați. De astăzi, grădina zoologică va activa după un regim special cu respectarea tuturor normelor de siguranță. Pe timp de vară, orele de vizitare o să fie între 8 dimineața și 8 seara. Unica schimbare pe care o avem de acum nou introdusă cu cine au fost obișnuiți vizitatorii este că noi introducem o zi sanitară. Ziua sanitară o să fie ziua de luni, în care după weekend o să avem noi posibilitatea și o să avem destul timp ca să reamenajăm și să igienizăm teritoriul grădinii zoologice. În general, masca este obligatorie pe teritoriul grădinii zoologice. Înțelegem, copiilor este greu să poarte masca asupra copiilor. Noi insistăm pe maturi, totuși îi rugăm ca să respecte această normă. La grădina zoologică din Chișinău pot fi admirate peste 1000 de specii de animale. Pentru copiii de până la 7 ani, accesul este gratuit, iar costul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei.